10, 10, 10 întâmplări ciudate și o minune. Astăzi vom vorbi și vom reacționa la clipul lui Bogdan, Bogdan Căpușan. Un pasionat de mașini puternice, un uh, om extraordinar de bogat, cel puțin așa cred eu. Probabil cel mai bogat om care stă pe internet în zilele noastre și vorbește lucruri. Eu am așa în mintea mea un ranking a bogaților. Foarte bogat este Călin Donca. Cred că domnul Bogdan este mai bogat. Foarte bogat este Dorian Popa. Cred că domnul Bogdan este de 10 ori mai bogat. Și foarte bogat sunt chiar și eu pentru că nu mai am ce să cumpăr. Am cumpărat tot ce se poate cumpăra. Și cumpărând mai mult nu mă simt mai bine. Așa că banii de la un punct nu ți aduc mai multă calitate a vieții. Prin urmare sunt foarte fericit Exact cu viața mea Astăzi vom reacționa și am primit groaznic de multe mesaje Și chiar mi-a trimis Și vreau să-i mulțumesc pe calea asta lui Paraschiv Că mi-a trimis aceste materiale Să reacționez asupra lor Pentru că am primit foarte multe mesaje Și am intrat când au fost aceste clipuri Și când era public profilul lui Bogdan Am intrat să văd Și pentru că nu puteam să derulez De trei ore am ascultat până în același punct și mi-am băgat piciorul Așa că voi reacționa live La ceea ce spune Bogdan Căpușan Acum, go! Salutare! Am revenit cu postarea. Primul rând, care n-am văzut pe story, am o problemă cu, cu ochii, de-aia portochelari. Mă bucur foarte mult că port ochelari pentru care au o problemă cu ochii. Nu mai suport să văd uh, toată lumea că este topul de la G uh, cu ochelari în casă. Deci, eu când eram mic, se râdea de aia care mergeau la discotecă înăuntru cu ochelari. Și nu știu, era așa o chestie ciudată. Mă bucur că domnul Bogdan poartă ochelari din motive absolut medicale și e bine că face asta să își protejeze ochii. Uh, pentru cei care mă cunosc de ani de zile, când există Instagram-ul ăsta, nu am uh, promovat niciodată niciun produs, nici o firmă, nu mi-am nu mi -am asociat numele cu niciun brand. Nu am avut să am probleme, nu am avut să mă dea nimeni în de judecată. Singurele lucruri care le-am promovat au fost apartamentele mele. Pentru cei care nu știu, uh, familia din care face domnul Bogdan Căpușan, cu riscul să dau o informație eronată, din ce știu eu, este o familie de mari dezvoltatori imobiliari în Cluj și în împrejurimile Clujului. Oameni incredibil de bogați, uh, n-ai ce să vorbești, banii nelimitați, aș putea spune că au acești oameni. Asta este părerea mea, poate că îl îmbogățesc pe om mai mult decât este cazul, dar să fii un dezvoltator imobiliar de amploare, aia, să construiești blocuri peste blocuri peste blocuri peste blocuri într-un oraș, într-o zonă ca și Cluj, florește și așa mai departe, eu cred că înseamnă că ești mega, dar absolut mega bogat. Nelimitat, nu, mai, nu vei putea tu copiii tăi și copiii copiilor tăi să cheltuie la cazino câți bani ai. Asta e părerea mea despre acest domn. Dacă unii dintre voi știu că el nu mai are niciun leu, scrieți-mi în comentarii. Dar asta e părerea mea, eu cred că omul ăsta e incredibil de bogat. Care ai găsiți este link în bio. Dacă doriți Acum sunt cele mai bune presuri, să știți, nu vorbesc foarte serios. Dar astăzi vreau să vă povestesc despre uh, o chestie absolut revoluționară, care nu există nici pe glob uh, și care e mind-bowling. În primul rând, începe prin a ne spune că el n-a promovat niciodată nimic decât apartamentele lui. Vreau să spun că și eu am primit când era bullrun-ul acela puternic pe cripto sume ok de bani, nu știu, 1000 de euro. La câte vizite am eu, era o sumă mare de bani. Să promovezi tot felul de exchange-uri și așa mai departe. Și nu am vrut să promovez niciodată astfel de lucruri. Și nu neapărat că lucrurile alea nu sunt bune, dar e ca și cum nu ai voie să conduci la 10 ani. Nu înseamnă că mașina e o problemă, înseamnă că sunt niște lucruri care pot fi prea periculoase pentru tine. Nai ai voie să deții armă dacă ai sub o anumită vârstă. De ce? Arma aceea nu că nu este bună, dar e poate fi prea periculoasă pentru tine ca utilizator. Nu ai maturitatea, nu ai educația necesară să folosești acel produs. De asta anumite, nu știu, echipamente medicale sau anumite materiale rare nu se vând decât dacă poți dovedi că ai ce să faci cu ele, că ai pregătirea și așa mai departe. Așa e și cu domeniul ăsta al investițiilor la bursă. Cei mai ratați oameni sunt aia care vă spun pe YouTube în ce să investiți. Firma asta vă fac analize, vă învață, vă explică uh, lucruri care poți să le iei după orice site. Uh, nu e cum, nu, ei vor să vă impresioneze ce inteligenți sunt, dar ei regurcitează informații gratuite de pe internet. Și uh, astfel de oameni sunt literalmente niște ratați cu o, inteligență emoțională zero, cu Capacitate de discernământ și de analiza vieții zero, pentru că îi, îi expun pe oameni fără educație financiară, fără cunoștințe despre investițiile la bursă, despre tranzacționarea la bursă și așa mai departe, îi expun la niște instrumente extrem de periculoase, care distrug foarte multe vieți. Mai mulți oameni își distrug viața folosindu-se de bursă decât se îmbogățesc, ok? Acum am ajuns să investesc într-un proiect care de care povestesc tot din industria aia uh, au nebunit <gânde> și face furor după o lună jumate de la În primul rând, când cineva are ceva combinație din asta super secretă, super șmecheră, super tare, nu o spune la nimeni. Nu o spune la nimeni, face el banii, printează banii, explodează conturile, sună aia de la bancă să mai ducă din ea acasă. Nu se pune să spună pe internet. Când un lucru este spus pe internet, și-a pierdut valoarea și impactul și puterea. Eu am o strategie de tranzacționare și am învățat probabil în total din, din ultimii 6-7-8 ani 40 de oameni să o folosească. Dacă eu acum aș promova o masiv pe internet și aș face niște un site tare clipuri convingătoare aș lua de la oameni istoricul lor de peste 2 ani cum au tranzacționat ce rezultate au avut aș lua tranzacțiile mele aș face aș putea să fac un produs care mi-ar genera 1000 de vânzări de 1000 de euro. O mie de vânzări de o mie de euro și aș sta cu banii cash pe buzunarul meu. N-ar trebui să construiesc un bloc, ar trebui doar să fac asta. Dar aș dilua puterea mecanismelor prin care eu tranzacționez dacă le-aș arunca pe internet către publicul larg. Plus eu nu aș putea să port cu fiecare, eu fiecare om pe care l-am învățat am purtat cu el o discuție măcar de o oră înainte ca să explic toți parametrii, toate așteptările, tot, 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 tot. și după aia am petrecut sesiunea de 1 la 1 în care a am... Ok. Deci, o informație care e dată pe internet are valoare de volum. O informație care nu e dată pe internet și secretă, lumea vrea să o țină cât mai mult secretă. Go! Um, primul rând, nu am vrut să proiectul era adresat doar pieței internaționale și am a atras. Am zis că România e, e prea mult hate și nu interesează. Dar de ce e prea mult hate? Nu știu, dacă noi avem un doctor care a realizat operații incredibile pe creier, Cine îl heituiește pe doctorul ăla care a realizat operații pe creier? Sau cine heituiește o persoană, nu știu, ca și compania, cine îl heituiește pe Tesari, care este fondatorul și CEO-ul companiei Digi, care a adus România în topul internațional cu accesul la internet de mare viteză? Cine heituiește un produs bun? Cine hateuiește compania Apple în România? Românii sunt hateri. Când lansează Apple un telefon nou, românii nu-l comandă cu precomandă la 90 de milioane de pe Românii sunt hateri. Când tu te poziționezi față de publicul tău, față de clienții tăi, spunând, bă, oricum voi sunteți niște hateri, Înseamnă că tu n-ai încredere în produsul tău. Eu am un curs ghid de investiții în acțiuni. Nu să zic, nu am nicio emoție că cineva ar putea să cumpere acel produs, să-l parcurgă și să spună la final frate ce țeapă, mi-am luat ce prostie, am învățat, nu pot să investesc urmând indicațiile din acest uh, curs, nu mă învață de fapt ce am nevoie. Nu, pentru că este exact experiența mea pusă exact în modul în care eu o aplic etapă cu etapă pentru a obține rezultate optime, cu un risc mediu și așa mai departe Și totul este foarte, foarte că Nu poți să mă hateuiești pentru asta Nu poți să mă hateuiești Pur și simplu Unii încearcă să mă hateuiească și zic Bro, produsul e foarte bun N-ai cum să mă hateuiești pentru asta Deci, dacă cineva îți promovează un produs Și zice să nu mai zici la alții Că o lumea o să încerce să te descurajeze Adică, fii atent, vreau să-ți vând produsul ăsta Vreau să-ți vând oportunitatea asta de a te îmbogăți Fii atent, bagi aici niște bani Dacă te duci și le spui la alții Poate ei să zică că-i țeapă, ei o să zică că-i schemă, eu să zică că-i că că piramidă, nu te lua după ei, acum ai șansa ta să te îmbogățești. Când ai mesajul ăsta, este un mesaj tipic de promovare a unui schem. Eu cred că acest domn, Bogdan, este un om atât de bogat și atât de inteligent, că el înțelege ce promovează. Nu știu. Eu cred că el e mai inteligent, ar trebui să fie mai inteligent și cu mai multă experiență de viață și de business decât cei care îl urmăresc pe el pe internet. Globul e destul de mare, sunt miliarde de utilizatori, foarte bine. Dar când am văzut mesajele de la o mamă simplă, cu o mamă single mom cu un copil, de la un băiat care avea părinții bolnavi, de la oameni care au rămas fără job, de la oameni care au căutat o speranță toată viața și au găsit chestia asta. Mamă, 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 ăștia oamenii care sunt distruși de păcănele și de pariuri, ăștia care-s la limita de supraviețuire, nu mai au nicio speranță, nu, mai, nu efectiv nu mai au nicio speranță. Cunosc pe cineva care nu-și mai putea plătea, plăti rata la casă, nu cunosc eu. Mi-a povestit cineva despre un client al cazinoului care nu-și mai poate plăti rata la casă că s-a mărit rata cu 1000 de lei și-a luat un credit de nevoi personale și l-a dus la ruletă în speranța că îl dublează, s-a uitat pe net statistici probabilități, se gândea că poate dacă îl dublează și-a pierdut toți banii și acum ai complet distrus omul astea sunt categoriile vulnerabile de oameni cei care oricum o duc foarte greu cineva mi-a scris de curând vreau să cumpăr cursul tău de investiții dar încă nu am suma de bani iar eu i-am răspuns acestui domn Consider că dacă nu deții această sumă, nici nu ai avea ce să faci cu acest curs, pentru că este un curs dedicat oamenilor care au niște economii, au niște bani care pot economisi lunar, au o sumă de bani poate economisită deja, acești bani îi pun să investească și trebuie să pui o oarecare sumă de bani ca acel 15-20% pe o perioadă lungă de timp în condiții. Uh, uh, optime ale economiei uh, să, să, se resimtă. Dacă tu ai doar banii să cumperi cursul, e ca și cum tu ai banii să cumperi un tractor de un milion de euro, dar nu mai ai utilaje la el. Păi nu poți să lucri nimic, că n-ai utilaje. Și de fapt omul, omul era un om foarte bogat și care doar a vrut să vadă ce îi zic eu dacă încerc să-l conving să-i vând cursul. Dar eu chiar am fost onest și am spus, cursul ăsta nu e pentru oameni care au sau nu au bani. Ei pentru oameni care economisesc constant și care au surplus de bani cu care nu știu ce să facă și sunt dispuși să investească în economia listată la bursă, în economia descentralizată, în index economici, în companii individuale, în sectoare industriale în care ei cred, poate au cunoștințe, poate activează în acele sectoare industriale, sunt dispuși să le studieze, să le înțeleagă, să le analizeze și pot beneficia despre... Des Pot beneficia de creșterea economică a acelui sector, și așa mai departe. Deci, să-mi spui mie că cineva a găsit un, un glitch prin care oamenii fără casă, mama singură, omul bolnav, când cineva face astfel de promisiuni și el vine cu informația publică pe internet, efectiv îmi vine să mor, efectiv îmi vine să mor de supărare. Și vine să mor când văd un om atât de bogat, care are atâția bani, că își ridică măcar întrebarea că își ridică în el, așa în sinea lui, se gândește, eu în timp ce fac, nu știu, 5 blocuri, 6 blocuri, 10 blocuri, cum să vând la 1000 de oameni ceva cu 1000 de euro? Sau la 2 sau la 5000 de oameni ceva cu 1000 de euro? Nu știu care sunt prețurile, doar am dat ca să vă dați seama de ce acești schemer, și nu mă refer la domnul de aici din imagine, acești schemer care fac astfel de vânzări, schemerii, de ce acești schemeri sunt și așa de bogați, foarte rapid sunt foarte bogați. Pentru că multă lume are 1.000 de euro, ultimii bani din viața lor și multă lume gustă acest gust al visului și a împlinirii și se gândesc cum ar fi viața dacă aș avea tot ce îmi doresc. Dau 1.000 de euro că se gândesc că oricum viața lor e mizeră, îl îmbogățesc pe schemer și uh, ei rămân fără 1.000 de euro, normal, cu rușine, afectați și așa mai departe. Când nu mai știu cum să mulțumească celului, au ajuns să folosească produsul ăsta când oamenii se roagă să nu cumva să se întrerupă serviciul. serviciu. Doamne frate, deci domnul Bogdan promovează un produs care salvează de la sărăcie mamele singure, oamenii bolnavi, copiii necăjiți și oamenii se roagă să mai țină imprimanta de bani, să nu cumva utilajul ăsta care printează bani așa repede să se defecteze. Și ăsta nu există nicăieri pe glob, face furor pe glob și aici din România, de la noi. Dă o morție de treabă. Este, nu ai cum să nu rămâi impresionat. Și sincer nu am avut să, -am... să, prezint produsul în România, am zis, e destul de mare piața, dar... Dar de, da, de ce? Coca-Cola a venit în România, Microsoft a venit în România, H&M a venit în România, Tesla a venit în România, dar domnul Bogdan Căpușan cu produsul lui, cu imprimanta lui de bani, cu money lui, nu vrea să vină în România că piața e prea mare și el vrea să îmbogățească alte națiuni. Deci ce prostii sunt astea, ce nonsensuri sunt astea, ce scuze sunt astea, ce scuze sunt astea. E normal că dacă ai un produs, în primul rând să-l prezinți aproape de tine, în țara în care ai o bună înțelegere a legislației fiscale, te poți autoriza rapid, ușor, dai drumul, creezi un precedent și cu precedentul ăla te extinzi în țările din jur și poate în alt continent și așa mai departe. Dar ce prostii să astea, eu am un produs așa de bun că sprea prea hateri, oamenii din țara mea să-l vând oamenilor din țara mea. Ce prostie e asta? Știind că foarte mulți aveți probleme, până la urmă nu am eu bani lucru de câștigat pentru că sunt doar investitor în proiectul ăsta. Uh, nu e firma mea. Uh. Dacă ești investitor într-un proiect, este și firma ta. Eu dacă investesc în Tesla 30.000 de euro, sunt investitor în Tesla, dețin o parte din acea companie. Normal, o fracție. Dar dețin atâtea acțiuni și acel procent din toate acțiunile. Procentul e foarte mic. Dar normal, la firma lui, care e o firmă și mai mică, o firmă de apartament, nu, nou înființată, Poate el este investitor și deține 50%. Ar trebui poate să dea niște informații mai publice cu numele societății, cu ce cot are el acolo și așa mai departe. Dar, încă o dată, de unde dorința asta de salvare? Vă mai spun un personaj la care am văzut dorința asta de salvare și l-am avut în podcast cu el și nu mă deranjează că am avut. Rareș Găitan este tot așa un salvator. Un, e acum o, o, o modă să fii un fel de Isus Hristos al oamenilor săraci. Tu care nu mai poți decât de bogat ești, ai ajuns să vii să salvezi oamenii, mulțimile, națiile, ai venit să le salvezi de la sărăcie. Andrew Tate, a.k. Topul G, Rareș Găitan, a.k. Romania în Topul G și acum și domnul Bogdan Căpușan care și el vine ca acest mântuitor al sărăciei să vă mântuiască pe toți de sărăcie și să vă salveze în bunătatea lui. Păi dacă e așa de simplu, dă case la oamenii care, dă case la mamele singure, dă-le reduceri la apartamente la mamele care își singure copiii, tu te și plătește tratamente la oamenii amărâți. Nu-i băga pe ei în tot felul de programe, adică tu faci așa mulți bani că oamenii trebuie să-ți dea ei prima dată ție bani ca după aia să fie bogați. Păi cum funcționează chestia asta? Ce nebunie e asta? Până la urmă am zis, lor o prezint. O prezint, chiar dacă iau hate sau nu iau hate, uh e alegerea fiecăruia ce, ce vrea să facă mai departe, că vrea să ia informația, să folosească, să schimbe viața a treaba lui, dacă nu, poate să dea cu hate. Nimeni nu poate să schimbe viața cu nimic. Nimeni nu poate să schimbe viața, tu poți să-ți schimbi viața ta. Tu singur, Crei, când creezi ceva, când dezvolți ceva, când impactezi tu prin acțiunile tale societatea cu ceva, îți schimbi viața. Eu sunt investitor la bursă de peste 10 ani. Bursa nu mi-a schimbat viața, bursa mi-a amplificat economiile pe care le-am generat din alte afaceri. Am generat economii în alte afaceri, am generat capital, afacerea funcționat foarte bine, nu, neces nu necesita pentru dezvoltarea ei ma o infuzie nouă de capital, sau în modul în care am văzut eu afacerea eram mulțumit și făceam față la acea creștere organică pe care compania o avea, așa că am putut să retrag părți din profitul generat de afacere, să-l investez la bursă și pe o perioadă lungă de timp să-mi dau seama că am ales foarte bine, am prins o bucată din istorie când economia a mers în sus și în, acum 2 ani, în octombrie, am lichidat noiembrie, sunt pe internet informațiile astea, le-am spus, am lichidat mare parte din portofoliul meu pentru că piața era prea sus și banii veneau prea repede. Și după aia, într-adevăr, piața a și făcut un dip foarte mare, deoarece nu mai putea, această creștere nu mai putea fi susținută, nu mai erau bani în lume să susțină această creștere. Și eu am mulți parametri prin care urmăresc evoluția bursei, printre care și companiile de brokeraj listate la bursă, sunt companii publice de brokeraj listate la bursă, urmăresc uh, numărul uh, membrilor, uh, numărul a conturilor active. Pentru că a fost și o scădere. Când bursa a scăzut foarte tare, mulți oameni au Cumpăra sus și au pierdut toți banii, s-au retras și eu urmăresc și chestia asta, câtă lume aduce capital nou în economia aceasta descentralizată prin acțiuni sau centralizată prin New York Stock Exchange, cum vrem să-i spunem, economia capitalistă listată la bursă. Deci am mulți parametri prin care urmăresc care va fi evoluția societății și a pieței și a economiei și a pieței de capital ca valoare totală, și în niciun caz tot ce vă pot spune este că nimeni și nimic nu-ți va schimba ție viața și nicio informație nu-ți poate schimba viața decât o informație a mântuirii sufletului tău. Adică, da, dacă domnul Bogdan Căpușan ne chema la credință, la spiritualitate, da. Pentru că atunci te lipsești de cele rele, de material, de carne. Dar să crezi că acest domn ultra ultrabogat, ultra bogat, îți cere ție bani ca să te îmbogățești după aia, îi ceva nebunie. Sau să, să facă orice altceva. Deci, pe scurt, anul trecut, în toamnă, m-am întâlnit cu un prieten care mi-a zis că face day trading. Ok. Bun, i-am spus good luck și nu eram curios de subiect. La, la începutul acestui an, M-am reîntâlnit cu el imediat după ce producem un documentar pe Netflix despre finanțele sistemul financiar american, în care și explică despre trading, despre day trading, care evident înseamnă gambling, da? pariez că crește sau scade pe ziua respectivă indexul și despre sistemul american de gaming, de exemplu, de gambling, unde spune foarte clar că sistemul de gambling și cazunurile au explodat în America, când și-au dat seama cum, să, cum, să, cum, funcționează statisticile și probabilitățile. Da? Deci mecanismul de statistici și probabilități. De aia, the house always wins. Da? Ce vrea el să spună pentru cei care nu sunteți familiarizați? Că pleava pierde tot timpul. Publicul pierde. Însă aia care câștigă, săia care fac jocul și aia care intră în joc, pierd. așa e și cu bursa. Cei care câștigă, săia care fac jocurile și sunt unii din cei mai puternici investitori din lume în momentul de față unul din oamenii pe care îi urmăresc foarte mult e foarte pasibil. Fiind unul din cei mai puternici investitori care au trăit vreodată în lume e foarte posibil să piardă tot ceea ce nu e o problemă că e foarte bătrân 85 de ani probabil să piardă tot pentru că și-a structurat afacerile în așa fel încât el a creat companii listate la bursă de tip piramidă pentru a putea genera un profit mai mare. Deci lumea încearcă prin bursă să genereze un profit cât mai mare, adică lumea zice te vii la bursă și te îmbogățești și el un pic a încercat să genereze un profit mai mare decât ar putea fi așteptările realiste și raportate cu riscul și deja și lumea își dă seama că tot ce face el e un ponzi schimb și ia bani de la unii și de la alții și un ponzi schimb și cel mai probabil nu va ajunge la pușcărie că e foarte bătrân, dar viața lui va fi ruinată și imaginea lui la finalul carierei ambele vor fi ruinate, deși a fost și este considerat unul din cei mai puternici investitori la bursă. Și chiar poate o să fac un material pe tema asta ca să vă ajut să identificați așteptările realiste. Deci regii investițiilor la bursă pe glob, regii Wall street nu pot bate economia pieței. Regii Wall street ajung la rândul lor când vor să bade economia pieței cu un risc scăzut, cu un profit garantat, să facă ponzi schimuri. La câteva zile după ce am văzut uh, documentarul de pe Netflix și asta, am aici două clipuri. Ce foarte ciudat e că eu am crezut că ăsta e gen. el a filmat gen ca la un live, dar de fapt ăsta e o reclamă. Să dăm mai în față, că nu, nu, nu doresc să văd. La solicitarea lui și îmi spune, știi chestia de care ți-am zis acum câteva luni? Da, ok. Uite, de câteva luni nu am pierdut. În fiecare zi, win, win, win. Bun, eu sunt investitor la bursă și tranzacționez uh, Forex. Uh, eu pot să vă prezint statistici cu sute de tranzacții consecutive la care nu am pierdut. Sute, sute, mai multe sute. Și nu că am pierdut la o tranzacție tot ce am câștigat. Când am pierdut, am pierdut jumătate din profitul unei tranzacții. Și eu am statisticile astea și sunt complet reale și nu e nimic fals despre ele. Problema e că o astfel de metodă nu poți să o arunci la mase de oameni pentru că exact așa poți să-ți arat cum să operezi neuronii pe creier, cum să extrage o tumoră din creier. Poți să-ți fac un tutorial, un video. Cum? Am auzit că se fac bani dacă pui silicoane. Cum să pui silicoane? Fac un site. Nu înseamnă că omul după ce a urmat site-ul respectiv va avea succes. Că nu știu dacă puteți să vedeți nuanțele astea. Faptul că eu vă pot arăta vouă niște informații și niște statistici absolut incredibile nu garantează că ve, voi din acel moment, adică eu vi le arăt din trecut și sunt adevărate și corecte, nu vă garantează că voi în viitor veți întâmpina același context economic ca voi să puteți genera acele lucruri. Marea problemă și cei mai toxici oameni care investesc la bursă, cei mai toxici oameni, sunt cei care au avut o perioadă de succes. Sunt aceia care au cumpărat Tesla foarte jos și s-au îmbogățit printr-o singură companie. Ăia nu sunt oameni care știu investi la bursă, ăia sunt oameni care, dacă au câștigat la loterie, vă învață pe voi cum să deveniți milionari în afaceri. Unii au cumpărat o criptomonedă și au devenit milionari. Nu se mai repetă situația. Fugiți de acești oameni care doar am câștigat. Atâta este, atâta este viziunea lor și inteligența lor. Și ei se adresează nu unor oameni ca și mine, care i-ar distruge într-o discuție. Ei se adresează mame singure, copii amărâți, oameni abătuți, oameni cu vieți distruse, oameni fără educație, oameni fără bani, oameni fără experiență. Am ok, nu, nu cred, nu există așa. De zice, există. Și uite... Deci omul câștigă bani nelimitați și acum... Așa mulți bani câștigă și există chestia asta că s-au gândit, bă, hai să zicem pe planetă. Nu, frate, uitați, mamă, deci efectiv sunt oameni care au găsit gliciuri în sistem, gliciuri, ei au găsit cum să facă foarte mulți bani și când și-au dat lumea seama cât de, cât de repede au putut ei să facă mulți bani, au ajuns la pușcărie. Pentru că sunt anumite reglementări care și dacă le încalci, deși este un caz foarte tare cu băiat din Marea Britanie, care a distrus pentru o zi bursa, ea a dat crash la bursă în America prin metodele lui, un geniu, un nebun. Păi faptul că el are nebunia asta și cunoștințele astea și vede gliciul ăsta ce n-au văzut milioane și milioane de oameni, crezi că îi poți să-l dai pe internet? Păi gliciul ăla se închide într-o zi. Lumea încearcă să țină secret. Omul treacă cu părinții lui când făcea milioane și sute de mii pe săptămână și milioane în timp scurt. El nu s-a pus să stea să vorbească pe Instagram, el stătea ascuns. Și eu cunosc oameni care au găsit gliciuri în sistem și chiar cunosc oameni care au găsit gliciuri în sistem și nu vor să știe nimeni de existența lor. Pe păi noi suntem nebuni la cap, noi chiar suntem nebuni la cap, am ajuns acum să fim atât de nebuni la cap, încât să credem că există un glitch în sistem de cum să faci bani nelimitat. Și unul zice, păi hai să le zicem la oameni pe internet cum să faci bani nelimitat. M-am înscris într-un mă rog, curs, platformă ce era atunci, un tip ne dă semnalele, niște semnale de bursă în fiecare zi, Totul are o strategie Bazată pe uh, probabilități și statistici. Deci, nu e ul care îți fac, scrie o carte acum, îți face un scenariu de film, îți face tot, el nu e capabil să genereze lucrurile astea. Un tip, bă, da, un tip, dar nu zice care să-l căutăm pe internet, să fie ceva, nu știu, investatorul internetului sau cineva, nu, este un tip care ne dă nouă niște semnale. Dar pentru ce vă dă vouă semnalele și nu face el bani nelimitat? Și noi vindem semnalele mai departe. Păi de ce nu faceți voi bani nelimitat? Și De, de ce nevoia asta să îmbogățiți pe alții voi mântuitori ai sărăciei? Mă voi opri cu clipul aici, îmi produce pur și simplu o greață, toată situația asta, nu vreau să-l acuz pe domnul Bogdan Căpușan, vreau, vreau să cred că el nu înțelege ce vorbește. Vreau să cred că a fost atras într-un lucru pe care nu-l înțelege. Mi-ar plăcea într-o zi să iasă pe internet și să spună, bă, uite, am hotărât că cred că nu-i potrivit să promovez chestia asta, mă voi îmbogăți eu nelimitat, voi fi cel mai bogat om din lume și o să vă arăt atunci că ați fost hater. În afară de asta, mă doare stomacul când văd astfel de comportamente, de idei promovate pe internet, este literalmente o boală a sănătății financiare. Deci dacă există în societate un nivel a sănătății financiare, astfel de concepte promovate cu semnale, deci semnalele sunt cel mai prost lucru. Eu aș putea să dau semnale și să fac foarte mulți bani în semnale, fac un grup, pe grupul ăla, nu știu, plătește o taxă anuală sau lunară ca să fii în grupul ăla, eu aș putea să dau mega, mega, mega semnale. Care e problema cu aceste semnale? Uh, la un moment dat în istorie, Uh, oamenii care au făcut foarte mulți bani la bursă aveau un avantaj a vitezei internetului. Literalmente aveau propria lor fibră optică de la New York Stock Exchange până la apartamentul lor și puteau să genereze, să execute aceste informații înaintea celorlalți. Și aveau acel edge, acea diferență. Să dai semnale cuiva este complet toxic, e ca și cum ai da pistolul cuiva să, să se uite în țeavă și să apese pe trăgaci pentru că omul a zice păi nu mai execută semnalele alea, nu, nu e așa. Deci credeți-mă tot ce vă spune acest om din punctul meu de vedere care am contact de peste 10 ani cu acest domeniu și având contact de peste 10 ani cu acest domeniu și având rezultate pozitive în acest domeniu nu înseamnă că am bani nelimitat ca să vorbim în realitatea lumii în care trăim. Am avut și afaceri care mi-au generat foarte bine sume de bani și afaceri publice de care lumea a știut și eu sunt pe internet, pe YouTube de 13 ani și lumea mă cunoaște, că toată viața am fost antreprenor și am avut angajat și am lucrat și am făcut. Și nu înseamnă că sunt ultramiliardar. Oamenii care au foarte, foarte mulți bani, foarte, foarte multe mașini, că ei sunt investitori, ei așa tari investitori că își cumpără 3, 4, 5 mașini la fel, uh, ei așa investitori că vă arată vouă cum sparg banii, dau 20.000 de euro pe săptămână uh, la restaurant sau pe lună la restaurant, așa, așa investitori și așa experimentați sunt cu viața financiară, A, acești, acești retarzi ai finanțelor. Pentru că trebuie să fie retard financiar ca să fii într-un conflict de idei atât de mare. Ei au așa mulți bani de la voi. Acești oameni care promovează aceste lucruri cu îmbogățire, cu salvarea vieții, cu schimbarea vieții, cu... au banii de la voi. Și ei vin și sparg banii de la voi, nu în ce vă învață pe voi, ci în apărea cât mai bogați ca să vândă la alții și tot așa. Ei perpetuează tot un fel de ponzi, tot un fel de ponzi, care se termină când le-ai țepui pe toți și începe altă țeapă de la început. Asta e concluzia mea. Mă voi opri aici pentru că pur și simplu îmi creează uh, o stare de disconfort să văd că un om atât de bogat și un om atât de puternic în lumea imobiliară din România, un om care are Probabil, eu nu-l cunosc, nu l-am, nu m-am documentat despre om la Registrul Comerțului, la NAF, la, nu am vrut să văd firme, n-am căutat nimic, dar eu zic că are zeci de milioane avere. Un om care are zeci de milioane avere, păi bagă el 5 milioane și le nebunește, dacă el bagă 5 milioane, s-o termină banii după planetă, îi ei... cad băncile americii când scoate omul banii după, după semnale. Păi pentru ce să-i spui la o femeie, la o mamă singură, la o mamă necăjită? să-și bagi ea banii de chirie, banii de întreținere, banii de la gura copilului. Păi suntem nebuni la cap. Chiar internetul ăsta a luat o razna. Asta e tot ce vreau să spun pe subiectul ăsta. Nu mai vreau clipul -i lung. Eu am vorbit mult. Nu efectiv când vedeți așa ceva băgați degetul până în gât și vomați. Când vedeți așa ceva repulsie, durere de stomac. Nu poți, nu mai poți să fii martor la lucruri care distrug viețile oamenilor. La nonsensuri, la money la n-am pierdut, la profit nelimitat, toate lucrurile astea. Și vă spun, eu chiar sunt domeniu și înțeleg. Chiar, chiar, înțeleg ce vorbesc. Dar poate că unii oameni vor lua aceste informații din ce v-am spus eu azi. Poate că unii vor lua și vor dovedi că eu vorbesc prostii. Pentru că am, am senzația că sunt unii pe internet care încearcă să convingă că eu spun prostii. Și asta îi, îi apasă pe ei foarte tare. Da, să reacționeze la clipul meu și să spună unde am spus prostii și dacă sunt prostii, publicul să judece. Eu nu pot să spun altceva decât lucruri pe care le-am trăit și le-am experimentat prin prisma călătoriei mele în viață. Eu așa știu. Poate că eu trăiesc într-un univers în care banii se fac încet raportat la anumite parametri care limitează viteza cu care poți face bani, raportat la valoarea care o duci în societate, raportat la capitalul pe care l ai și raportat la risc. Și când riscul e mare, de la un punct e imposibil să mai câștigi. De la un punct riscul crește așa mult ca și la loterie, riscul e așa de mare ca să pierzi banii de bilet încât șansele să câștigi zero. Deci nici nu te gândești că dacă e un bilet o să câștigi ceva, te gândești că cel mai mare șanse ai să pierzi. Așa este și cu aceste semnale. Dragilor, vă mulțumesc că m-ați urmărit crize de nervi, scăderea glicemiei, însă asta este lumea în care trăim. Vă mulțumesc, 2023 e anul mântuirii financiare.